Centrul de Resurse Apollo, asociație non-profit din Ploiești, a demarat un proiect menit să vină în sprijinul romilor din toată țara. S-a obținut o finanțare de 60.000 de dolari pentru a implementa un program menit să ajute persoanele de etnie romă să-și găsească un loc de muncă. Este singurul proiect aprobat pentru problematica tinerilor rom în România de această fundație. Noi l-am depus undeva prin iarnă și am tot lucrat și am tot negociat cu finanțatorul. La un moment dat, costurile proiectului au fost reduse la doar 60.000 de dolari din 120.000 cât propusesem noi, pentru că se implementa în toate cele 8 regiuni de dezvoltare. Cum resursele financiare primite au fost limitate, Centrul Apollo a adus un aport la suma finală în valoare de 6.000 de dolari. Ca să putem să avem acest proiect, am renunțat la toate costurile administrative, toate costurile pentru consumabile. Deci, practic, acest proiect nu are niciun cost asigurat, nici măcar pentru aceste consumabile de birou care le-am folosit noi, ci sunt toate asigurate de Centrul Apollo. El va asigura costuri doar pentru implementarea efectivă a unor activități cu tineri în cele 5 regiuni de dezvoltare. Prin acest proiect se dorește ca din ce în ce mai mulți tineri de etnie romă să-și găsească un loc de muncă fără a mai fi discriminați, cum se întâmplă adesea. Scopul proiectului este de a introduce politici de ocupare pentru tineri romi în fiecare plan regional de acțiune pentru ocupare a forței de muncă și incluziune socială din 5 regiuni de dezvoltare, cele de care vă spuneam. Planul regional de acțiune pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială este documentul de planificare a măsurilor de ocupare la nivel regional și care stau la baza, în momentul de față, la baza finanțării. Proiectul are termen de finalitate data de 15 august 2014. Vor fi selectate 21 de ONG-uri, fiecare dintre acestea urmând să desemneze un tânăr cu potențial de lider care va participa la sesiuni de formare în politici de ocupare, metode de advocacy și antidiscriminare și instrumente inovative de ocupare.